Soca tare, gustă de copilărie, pentru că mulți dintre noi am băut-o prima oară acasă la bunici. Răcoritoare, dulce și parfumată, socata nu este doar un răsfăț pentru simțuri, ci și o băutură cu multe beneficii pentru organism. Conform foodstory.ro, socata se prepară foarte simplu. Ai nevoie de 10 flori mari de soc, 4 lămâi zemoase, 300 de grame de zahăr și 3 litri de apă. Într-un borcan de sticlă cu capacitate de 4 litri, torni zahărul și zeama de la 2 lămâi, iar apoi adaugi un litru de apă plată. Amesteci cu răbdare până când zahărul s-a dizolvat complet și apoi adaugi pe care le adaugi peste flori, apoi torni și restul de apă. Borcanul se acoperă cu o farfurie pentru a evita ca insectele să pătrundă în el, dar având grijă să nu fie închis etanș și se lasă la soare câteva zile. Dacă afară este destul de cald, în 2-3 zile te vei putea bucura de delicioasa socată. Dacă o preferi mai acidulată, o poți lăsa să fermenteze mai mult. Înainte de a consuma socata, aceasta se strecoară și se transferă în sticluțe curate, care se păstrează la frigider. Această băutură preparată în casă este gustoasă și răcoritoare, dar este și un adevărat balsam pentru organism. Socata are proprietăți antibacteriene, antivirale și antiseptice. Poate fi consumată pentru a ameliora răcelile, virozele, bronșitele, afecțiunile pulmonare și infecțiile urinare. Cura ideală este de un pahar de socată pe zi, timp de 14 zile. Socata ajută la eliminarea apei din țesuturi, fiind și un mare inamic al celulitei. Ea ajută la reglarea tranzitului intestinal, dar este și un excelent energizant natural. Conține omega-3 și omega-6, potasiu, flavonoide, vitamina A și vitamina C și este un bun adjuvant al sistemului imunitar. Socul și băuturile preparate din această plantă nu sunt însă recomandate femeilor însărcinate și celor care alăptează, copiilor mai mici de 12 ani și persoanelor cu afecțiuni gastrointestinale, relatează foodstory.ro.